Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit pe terasa pensiunii Vis Pension, aici, aproape de Satul Mare. Chiar se vede Satul Mare acolo, în depărtare, suntem la aproximativ 10 km. Astăzi ne așteaptă o zi plină, deoarece vom ajunge în Maramureșul istoric. Și cum călătorului îi șade bine cu drumul, haideți să-i dăm bice, nu înainte de a vă mulțumi tuturor celor care v-ați abonat la canalul nostru și, bineînțeles, tuturor celor care se vor abona. Vă și mulțumim pentru asta și, bineînțeles, jos pălăria! Primul nostru obiectiv turistic din Maramureș este Lacul Albastru. Lacul Albastru, de lângă Baia Sprie, chiar deasupra orașului Baia Sprie, am găsit o parcare gratuită. Haideți să vedem cam cât facem pe jos pe acest drum de munte. Se pare că au apărut și indicatoarele. Lacul Albastru, Bulină Albastră. Urcăm de aproximativ 10 minute. Angie a luat un avans considerabil. Se pare că a mea condiție fizică este pe avarie. 15 minute a durat urcarea de la parcare până aici la lac. Acest lac albastru, care astăzi pare a fi mai mult verzui, este unic în Europa. Acest lac s-a format datorită unor surpări miniere. Undeva prin anul 1919-1920, vă spuneam, este unic în Europa, datorită și culorii lui, pentru că se schimbă culoarea de la primăvară, vară, toamnă, poate să ajungă și maro, și verde, și albastru, datorită anotimpului, datorită luminii, datorită timpului, dacă este ploaie, dacă este soare, poate să fie mai multe cauze ale schimbării culorii acestui lac. Oricum, această culoare din nou ne aduce aminte de ochiul beiului și acea apă care, cei care ați urmărit vlogurile noastre, acea apă incredibilă din Parcul Național Plitvice din Croația. Se pare că nu există vietăți în acest lac decât microorganisme. Pentru cei care iubiți natura, se merită să veniți măcar o dată în viață la acest lac albastru de lângă Baia Sprie. Ne luăm la revedere de la acest lac, care este și monument al naturii. Iar pașii ne vor îndrepta spre un alt loc de aici, din Maramureș, un sat autentic maramureșan, se numește Breb. Așadar, ne vedem în localitatea Breb, care se află la aproximativ o oră de aici, de la acest frumos lac.
Bine v-am găsit, dragii mei, în satul Breb. Suntem exact în incinta pensiunii Maramu cu doamna de aici. Tocmai ne-a făcut cunoștință cu farmacia pentru început. Haideți să vedeți farmacia și fabrica de limbi străine plus punctul de vaccinare. Zice doamna că aici n-a fost COVID-ul din această cauză. Ia uitați, nu există și nu a fost pe aici COVID. Păcat, păcat că sunt cu mașina, pentru că altfel mă vaccinam și eu. Dar i-am promis doamnei că în momentul când vom sta mai mult prin Maramureș, cu siguranță o să venim aici la pensiunea Maramu. Prețurile... Prețurile, ne spunea doamna, că variază între 170 și 200 de lei pe noapte. Dacă vă interesează un loc deosebit, există și ciubăr, chiar și loc unde să îți faci un purcel la proțap. Doamna Marie ne-a spus și povestea oalelor de aici din Maramureș. Semnificația acestora, dacă o oală roșie se află în vârf, cu siguranță în gospodărie există o fată de măritiș. Am zis bine, doamna Marie? Foarte bine. Ce mai avem aici la pensiunea Maramu? Loc pentru grătar, ceaun. O curte extraordinară. Vrem să-i mulțumim doamnei Marie pentru amabilitatea de care a dat dovadă să ne... Ne și invită doamna Marie în această... Din ce an este această casă? Nu știu cu anii, asta pot să vă spun. De foarte mult timp? La 150 de ani. 150 de ani are această... Încă l-a rămas, e cam închis, de aerisă, dar ai de capul. Nu lăsat așa de rău, că n-am cum. Foarte frumos. Și aici poate să vină turiștii să stea, nu? Sigur că asta duc, o pleca dimineața, nu lăsat. Acum așa. Acum au predat camera azi dimineața. Da. Am înțeles. Dar și tu văd că te combini așa bine cu natura din Maramu, cu flori, cu... Foarte, foarte, foarte frumos. Casă de 150 de ani. Pune scaunul ăsta, să nu se închidă ușa, că trebuie să... 100 de ani are această blană, dacă vă vine să credeți, pe care oamenii de aici o iau pe iarna când este fric. Și asta cum se numește? Mașina de turs. Cum este la noi furca în Ardeal. Și voi arăta și furca. Aveți și furcă? Furca și războiul e montată, dar nu e... No, sus sunt mai moderne camerile. Aici m-am născut, aici m-am nefonunt. Aici s-au petrecut multe evenimente, și de supărare, și de bucurie. Toate camerele sunt cu băi proprii, televizor, foarte frumos. Doamna Marie a zis să filmăm și aici, în cealaltă casă, cea modernă, să vedeți cum arată și Maramureșul modern. Vom urca aceste scări care lucesc de curățenie. Haideți să vedem cum arată pensiunea Maramu, cea modernă. Ieșim pe terasă. O curte imensă aici, în Maramureș. Eu unul, vă spun sincer, cu siguranță, aș vrea să mă întorc
aici să stăm măcar 3-4 zile la această pensiune. O, da. O, da. Priviți ce modern. Totul nou, totul modern. O altă cameră de data aceasta, camera cu numărul 5. Nu lipsește televizorul, nu lipsește balconul. De fapt, toate acestea dau într-o terasă comună. Foarte răcoare în camera, ai impresia că ai pornit aerul condiționat, dar nu, nu are. Da, deci, dacă aveți drum în Maramureș, o să vă filmez și numărul de telefon al acestei pensiuni. Din păcate, noi nu putem să rămânem aici peste noapte, că avem o altă cazare. Și asta este vederea extraordinară. Și asta este tot a dumneavoastră. Da. Deci tot a acolo să facem mâncare și aici ai bucătărie. Deci acolo se poate da, lua masa. Da, și micul dejun și cenă. Idem pe asigurarea. Și iată ce mai face doamna Marie. Luxul Manole. Trei stuțe. Le are de vânzare. Noi în Ardeal la ăsta mare îi zicem săcui. Ăsta-i fus. Ăsta-i drugalău. Drugalău. Da, și uitați, fac materiale pentru covorașe de aia. Am înțeles. Acolo cum lucrez. Deci lucrez mai multe lucruri. Când mă obosesc una... Și haide să vedeți cum am prins-o pe doamna Marie. Ce făcea atâta când... Atâta de bine miroase. Da. Tocmai face o pită de casă. La cuptor. Tanti Marie ne arată acum unde are montat... Războiul de țesut, pentru că avem un război aici, aproape de noi. La dreapta, nu acolo. Nu aici. Avem un război aproape în Ucraina, dar pe noi ne interesează un război mai pașnic. Acest război din Maramureș, la care doamna Marie lucrează. Acolo e cineva și acolo e caierul. O grămadă de lucruri știe să facă doamna lui. De mână la război cu furca. Interesant. Și nu am plecat cu mâna goală de la pensiunea Maramu. Doamna Marie ne-a făcut cadou o pită de casă și mulțumim din suflet pentru asta. Haideți să vă arătăm și numărul de telefon pentru cei care doriți să veniți la această pensiune în satul Breb. L-am văzut pe aici, pe undeva, da? Deci pensiunea Maramu, bună ziua, telefon 0760149552 sau 0734587905, chiar aici, lângă această frumoasă biserică. Și ne face și o poză cu doamna.
iată o casă care nu este nici pensiune, nici obiectiv turistic. O casă normală, cu oameni normali de aici din Breb. Singurul lucru modern pe această casă este acea cameră de luat vederi din colțul casei. Și apropo, am văzut foarte, foarte mulți turiști și din România și din străinătate, că tocmai ce trece pe lângă noi, niște polonezi. Foarte vizitat acest sat. Haide să mai aruncăm o privire asupra acestor case vechi de sute de ani. Turiștii se plimbă ca la Nedeie, Nedeia fiind sărbătoarea satului la noi. Ce am mai văzut interesant în acest sat sunt aceste indicatoare în care îți arată anumite obiective, gen casa lui Dochia, care are și un restaurant tradițional, casa moroșenilor, sau dacă vreți să mergeți spre Poiana Creasta Cocoșului sau Roa de sub Creastă. Lăsăm în urmă satul Breb și ne continuăm călătoria spre un cimitir. Dar nu orice fel de cimitir, nu vă gândiți la... Ne continuăm călătoria spre cimitirul Vesel. Nu am mai fost de mult acolo, așa că vrem să ne înveselim și noi la cimitir, pentru că ați văzut, n-am putut să ne vaccinăm cu pălincă de maramu, măcar să râdem la cimitir.